33, Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Ascultăm al Domnului cuvânt. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănocului: Păcatele sunt iertate, ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănocului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănocul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Continuăm seria de predici din Evanghelia după Marcu, așa cum am început de slujba trecută. Data trecută am vorbit despre Ioan Botezătorul și am zis eu cel mare, și mi-am permis să spun cel mare atunci și spun și acum, pentru că Domnul Iisus Hristos l-a numit cel mare. Și spuneam atunci, nu o să mai repet, motivele pentru care a fost mare și rămâne pentru noi Ioan Botezătorul un om mare, un om deosebit al lui Dumnezeu. De data aceasta continuăm, așa cum am citit Biblia, cum deja știți, din Evanghelia după Marcu, din capitolul 2 de această dată, și vorbim despre un lucru care vă anunțam eu la timpul de rugăciune, un lucru destul de important. Și anume, dar înainte de a vorbi de lucrul ăsta, vă întreb, ce ziceți? Și vă rog să fiți atenți la ce întrebare pun. Pentru că predicile care noi le ținem aici cu ajutorul lui Dumnezeu și din punctul meu și din partea mea, să mă ajute Dumnezeu să le rostesc cu putere de la El, dar în același timp eu cu toată smerenia și Dumnezeu să lucreze. Predicile care le ținem aici, asta vreau să spun, au rolul să ne învețe, dar în același timp să ne ajute să punem în practică ceea ce învățăm. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Amin. Amin. Întrebarea este următoarea. Se poate vedea credința? Credința se poate vedea? Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 11, versetul 1, ea spune despre credința, veți găsi scris acolo că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Ascultați, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În mod fizic, credința nu se vede. În mod fizic, credința nu se vede. Dar așa cum o mamă își dă seama că copilul său e bolnav de o gripă, și nu ne referim de COVID-ul ăsta și mai știu cum eu mai spune, își dă seama pentru că acea gripă, acea răceală are niște semne. Ea n-a făcut facultatea de medicină, dar își dă seama. Cum? Pentru că copilul probabil tușește, are temperatură și așa mai departe. Tot așa, noi ne putem da seama de noi înșine, pentru că Biblia spune: pe voi înși vă, verificați-vă, cercetați-vă, analizați-vă dacă mai sunteți în credință.
Ori cuvântul Domnului spune în felul următor, că în momentul când a văzut că ăștia au dat acoperișul la o parte și au introdus prin gaură pe care eu o făcuse acolo în acoperiș pe acel om paralizat, când au văzut lucrul ăsta, când a văzut Domnul Iisus Hristos acest lucru, a spus în felul următor, versetul 5, și de aici se bazează predica, versetul 5 din Marcu capitolul 2 spune în felul următor, când le-a văzut Iisus ce? Credința. Și despre lucrul ăsta spun, și anume, e posibil să nu vezi credința în mod fizic, pentru că în mod normal credința e ceva înăuntru nostru, trebuie să stea înăuntru nostru, dar un om cu credință, și vorbim de credința mântuitoare, nu? Pentru că sunt două feluri de credință. Credința mântuitoare care ne ajută să ne mântuiască sufletul. Credința asta. Noi credem în Dumnezeu Tatăl. Și voi să ziceți amin. L-am acceptat pe Iisus Hristos ca Domn, Stăpân și Mântuitor. În urma acestui lucru, sufletele noastre, conform Bibliei, sunt iertate, spălate și mântuite. Pentru lucrul ăsta spun, lăudați să fie Domn. Asta e credința mântuitoare. Iar cea de-a doua categorie, credința ca dar în minuni. Pentru că nu poți să faci o minune dacă n-ai lucrul ăsta, credință ca dar. Bun, eu vorbesc despre această credință, credința mântuitoare. Ne putem da seama chiar dacă nu o vedem, pentru că ea are câteva urme și urmele astea le vorbim raportat strict la acest cuvânt. Dar înainte de a vorbi de aceste urme care trebuie să se vadă, aș vrea să vă spun o informație legată de acest cuvânt. Pentru că spuneam, și asta încercam să spun la început, cu ocazia acestor predici, învățăm și lucruri care le știam și ne aducem aminte sau nu le știam. Ăsta e rolul cuvântărilor pe care noi le ținem aici. Să aflăm și informație biblică și totodată informația asta biblică sau cuvântul ăsta care îl primim să ne ajute Dumnezeu să îl punem în practică. Comentatorii Bibliei spun că această casă unde s-au strâns oamenii, unde era și Domnul Iisus Hristos și au introdus pe acel om paralizat prin acoperișul respectiv, casa aceea, o parte din comentatori spun că ar fi fost casa lui Petru. Casa lui Petru. Iar o altă parte, țineți-vă bine, eu foarte mult am ținut foarte tare această interpretare și nu-i de lepădat, pentru că o mare parte, repet, spun că această casă ar fi fost casa lui Petru. Și o să vedeți de ce spun, de ce aleg să încep predica cu aceste informații. Iar o altă parte de comentatori spun că această casă ar fi fost chiar a Domnului Iisus Hristos. Această casă ar fi fost chiar a Domnului Iisus Hristos, chiar dacă se afla în Capernaum. Noi știm că el a trăit o foarte mare parte din viața lui în Nazaret. În Nazaret. Nazaret era un oraș, Capernaum un alt oraș. Numai că în Evanghelia după Marcu, în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 13, spune că, dacă se poate pune acel verset, Matei 4 cu 13, o să vedeți ce spune acolo. Spune în felul următor, a părăsit Nazaretul, e vorba de Domnul Iisus Hristos, și a venit de a locuit în Capernaum. Bun. Repet. O parte din comentatorii Bibliei spun că această casă ar fi fost a lui Petru, iar o altă parte spun că ar fi fost a Domnului Iisus Hristos. Vă rog să fiți atenți. Și acum începem cuvântarea. În momentul când au văzut că ăștia coboară prin acoperiș, sparg acoperișul și îl coboară pe omul ăla bolnav, Domnul Iisus Hristos, așa cum arată în versetul 5, le-a văzut credința. Bun. Și eu spuneam că această credință nu se poate vedea cu ochii noștri, dar există semne pe care le face un om cu credință. Și în urma cuvântării vrem să ne dăm seama dacă avem această credință. Ce ziceți? Sunteți interesați să aflați dacă avem această credință mântuitoare sau sfântă? Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Pentru că fără această credință, cam degeaba mergem pe aici.
Fără această credință, cam degeaba sunt și cei care poate sunt cu noi la internet și Dumnezeu să-i binecuvânte și pe ei și pe noi. Și noi toți să zicem amin. Bun. Ce se întâmplă când un om are credință mântuitoare sau sfântă? Nu spune Biblia, vă rog să vă uitați cu atenție în Biblie, cel puțin în textul acesta și cât și în celelalte texte din celelalte evanghelii care povestește despre această minune pe care a făcut-o până la urmă Domnul Iisus Hristos, nu spune că ăștia patru ar fi fost neam cu bonlavul. Nu spune lucrul ăsta. Nu spune. Uitați de ce spun eu. E normal când ți-e neam cineva să te implici până într-acolo, să faci tot ce ține de tine. Ca să-l aduci și să capete vindecare. E normal. Să alergi pentru el 100 de kilometri, 1000 de kilometri, 10.000 de kilometri, să cheltui banii tăi, cum o să vedeți puțin mai încolo, să faci efort fizic, să pui la dispoziție mașina, dacă e cazul, să pui la dispoziție, ce știu eu, cunoștințele tale, să vorbești pentru el la un doctor și așa mai departe. E normal când ți-e neam, când ți-e, ce știu eu. Aici nu spune că ăștia erau neam cu el ca să... Dar atunci ce i-a motivat pe ei să lea pe ăsta și să întâmpine, că o să vedeți, niște obstacole și totuși ei au trecut peste toate obstacolele și l-au dus în prezența lui Dumnezeu. Ce i-a determinat? Pe lângă faptul că aveau credință, cum spune cuvântul lui Dumnezeu și a văzut-o Domnul Iisus Hristos și credința lor, i-a motivat mila. Nu știu ce vă aștepta să vă spun. Mila. Îți dai seama de tine și îmi dau seama de mine, ne dăm seama unii de alții câtă credință în Dumnezeu avem, dacă mai există în noi acea compasiune, care înseamnă milă, pentru cel de lângă noi. Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să se îndure de noi. Noi găsim două cazuri. Întâi am să spun milă în ceea ce privește lucrurile astea omenești, pământești. Spunea într-o parte în Biblie, și vă rog să fiți atenți acum la mine ce vă spun, că cine dă unui sărac și își face milă de el, ajutându-l, de fapt îl împrumută pe Dumnezeu. Cine îl ajută, cine își face milă și ajută un sărac, un nevoiaș, când are nevoie de ceva, de fapt îl împrumută pe Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt în viețile noastre, să continuăm să avem milă față de cei nevoiași. Nu vă cer să ziceți amin. Dumnezeu să lucreze el. N-ați băgat de seamă, zăbovesc puțin aici. Ne-a adus Dumnezeu în țara asta aici. Pe alții prin Franța, în Italia, în Spania, în Germania, alții și așa mai departe și ne merge mai bine față de cei care sunt în România. N-am nimic cu cei care s-au atașat să facă lucrarea asta în Ucraina. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care sunt acolo în Ucraina și au pus la dispoziție bani și ajutoare și așa mai departe. Să ziceți și voi amin, că-i de bine. Dar bă, fraților, noi credincioși care o ducem mai binișor față de cei din România, ați băgat de seamă că cu cât avem unele lucruri mai bune față de ce era în România, parcă mai greu ne pleacă banul din buzunar față de cel nevoiaș, adică față de cel sărac. Ați observat lucrul ăsta? Ori dacă se uită Dumnezeu în seara asta la noi, nu vrea să vadă cât am postit. Nu desfințesc postul. Noi, în viața noastră de pocăință trebuie să existe post. Amin. Nu se uită cât ne rugăm, câte minute. Nu stă, spuneam eu altă dată că Dumnezeu nu stă cu ceasul în mână să mă cronometreze pe mine câte minute stau în rugăciune. Și Dumnezeu vrea să se uite și să vadă la noi credință, credință care generează, care face la rândul ei ce? Semnul ăsta, că am milă. Că până la urmă, mila biruie judecată. Dumnezeu să fie binecuvântat. Vreau să vedem, dincolo de partea asta omenească, naturală, financiară, vreau să vorbim în câteva lucruri despre mila pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos, sau dacă vreți, Samariteanul. Și pentru a vă nota voi, vă rog să vă notați lucrul ăsta. Luca, capitolul 10, versetul 33. Luca, capitolul 10, versetul 32, 33, spune în felul următor.
că înainte ca să-l ia samariteanul ăla, înainte să-l ia și să-l pună pe măgarului, pe asinului, înainte să verse acolo unt de lemn și vin, înainte să-l dea în grija hangiului, samariteanul să-l dea pe ăla căzut în grija aia, înainte de toate astea, vă rog frumos să ascultați ce a făcut omul ăsta samaritean. Dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era el, adică cel căzut, cel bătut și așa mai departe, și când l-a văzut, i s-a făcut, spuneți voi cu voce tare, i s-a făcut milă de el. Adică am credință și în urma credinței voi ajunge în cer, dar până ajung în cer, credința mea, exact cum ne dăm seama de cineva care e răcit pentru că el tușește, pentru că el are temperatură strănută, tot așa oamenii își vor da seama de mine și Dumnezeu va vede la mine credință câtă vreme eu am milă față de cel căzut. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Amin. Preotul zice că l-a văzut pe ăsta căzut. Și ce a făcut? Care știți pilda asta? Ce a făcut preotul? I s-a făcut așa tare milă de el. Nu, s-a dus pe lângă el. Levitul cânta, vă asigur că levitul ăsta, noi spunem leviți în zilele noastre, pentru cei care nu știți, la cei care cântă în biserică. Vă asigur că levitul ăsta cânta mai bine decât nu știu ce cântăreți pe care avem noi ultravestiți în România. Vestiți, nu ultravestiți. Ultravestiți. Adică cunoscuți. Ăsta cânta mai bine decât ei. Dar nu făcea pielea lui Doivan. De ce? Pentru că dacă vrea Dumnezeu ceva la noi să vadă, să vadă credința, care credința la rândul ei are semnul ăsta. Milă pentru cel căzut. Dar cine l-a pus? Ar fi putut să spună samaritanul, cine l-a pus pe ăla să se ducă de la biserică să nu mai vină? De la templu s-a coborât și s-a dus la Ierihon. Bă, fraților, uitați-vă bine la mine. Dacă există ceva urât în viața noastră de pocăință, există lucrul ăsta. Că în momentul când noi auzim că cineva nu mai vine la biserică, că în momentul când noi auzim că cineva nu mai este pocăit, în loc să ne fie milă de ceea ce îi se întâmplă, noi îl criticăm. Să ne ierte Dumnezeu. Amin. Ori un om cu credință nu va face niciodată așa ceva. Nu va face niciodată așa. În momentul când l-am văzut samariteanul, și dați-mi voi să vă spun, m-au întrebat unii, mă întrebau în trecut, frate, cine e samaritean? Nu poate să fie nimeni altul decât Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos are milă de cel căzut. Și dacă tu vrei să semeni cu Iisus Hristos și să ai o credință care cu adevărat să fie o credință sfântă, atunci noi trebuie să avem milă pentru cei căzuți. Uitați-vă, acum să înțelegeți de ce am spus eu la timpul de rugăciune ceea ce am spus. Nu valorează credința noastră absolut nimic. Câte vreme trec pe lângă noi în orașul ăsta oameni care au căzut în păcate și noi ne limităm doar să râdem, să bârfim, să-i criticăm, să-i acuzăm și așa mai departe. De ce ai plecat? De ce ai făcut? De ce ai tres? Încă o dată spun Dumnezeu să-mi ierte. Amin. Vreți să avem o credință autentică și adevărată? Atunci lăsați credința asta să lucreze în viața noastră, pentru că în momentul când credința adevărată e în noi, avem milă pentru cel căzut. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul ăsta. Acum ați înțeles inima mea de ce am accentuat cumva la timpul de rugăciune? Nu se poate. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a făcut de unul singur lucruri mărețe. I-a trebuit decât un om, la un moment dat, cât un om, poate cu alte ocazie vă spun, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, n-am găsit popoare, sute de popoare. Dumnezeu, mâna de oameni dintr-o biserică, dintr-o localitate, dintr-o comunitate, dacă găsește, spune, dacă doi se unesc să ceară un lucru de la Dumnezeu, Dumnezeu îl va da. Dar pe lângă credință, mă rog ca această credință, repet, să se vadă la noi cum? Nu neapărat pentru că noi facem slujbe frumoase. Nu neapărat pentru că noi cântăm frumos, pentru că ne rugăm frumos. Repet, chiar dacă va deranja pe cineva, lucrul ăsta aproape că nu valorează nimic. Câte vreme noi nu avem milă față de cel căzut. Nu-i treaba noastră să criticăm. Uitați-vă bine la mine ce vă spun. Ani în urmă, în tinerețea mea, eu criticam lucrul ăsta. Da, mă, așa-i trebuie. Bine i-a făcut Dumnezeu.
Veneau unii și, și chiar și mie spunea, frate, știi, de când nu mai sunt pocăit, m-a luat diavolul în primire, frate, visez urât, am spaimă, am cutremure, am, ce știu eu, mi-e frică aproape să ieși și noapte afară, că parcă simt că mă ia diavolul în primire și toate astea. Alții spun, frate, bine era când eram pocăit, că acum fumez 3 pachete de țigări, alții mă droghez, alții ce știu eu, frate, când eram pocăit aveam și eu bani în buzunar, acum nu mai am niciun bani. De ce? Pentru că toți banii îi dau la aparate, la jocuri de noroc și așa mai departe. Și în trecut, ani, zeci de ani în trecut, recunosc înaintea voastră, îi criticam. Numai că a trebuit Dumnezeu să-mi dea o lecție. Nici eu nu sunt cu nimic mai special decât ăla care a fost cândva pocăit, decât aia care a fost pocăită și acum e căzută. Pentru că nici la mine nu e nimic special și uitați-vă la mine și locul meu să te pui și tu, ascultătorule. Câtă vreme tu critici pe ăla și nu ți este milă de pe ăla căzut. Vrem să semănăm cu Iisus Hristos? Amin. Atunci noi avem milă, pentru că am spus că mila aceasta vrea să o vadă Iisus Hristos la noi ca semn al credinței. Doamne, îndură-te de noi. Ce mai, un alt exemplu, tot aici suntem cu mila. Pleacă fiul risipitor. Vă aduceți aminte? Pilda asta stă scris în Luca, capitolul 15. Pleacă fiul risipitor de acasă. Tata i-a dat o parte din avere. A împărțit averea, i-a dat. Ăsta s-a dus. La rândul lui a cheltuit averea. Și a ajuns la porci. Și vreau să vă citesc ce a făcut tatăl ăsta. Luca, capitolul 15, versetul 20. Luca, 15, cu 20. Vă rog să fiți atenți. Spune Biblia în felul următor că ăsta, când și-a dat seama, până citesc versetul, când și-a dat seama că n-a făcut bine ce a făcut, mă refer la fiul care a plecat de acasă, care a cerut averea, tata i-a dat averea, când ăsta se întorcea înapoi spre tata și își făcea calcule, am să-i spun tata așa, am să fac așa, am să zic așa, am să... Spune Biblia în felul următor. S-a sculat, e vorba de tata care l-aștepta, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Bun, e vorba de așa. Când era încă departe, asta e ceva în sus mai mult. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut, citiți-vă mai departe, milă. Dacă am spus în Domnul Iisus Hristos care îl prefigura pe samaritan și când l-a văzut pe ăla căzut, care a plecat de la Ierusalim la Ierihon, când a plecat de la templu și ducându-se în locul păcatului, că i s-a făcut milă de cel căzut, de data asta găsim un tată care îi se face milă de un suflet, de un copil care a plecat din casa lui și a risipit valorile. Ce aici ați băgat de seamă că noi condamnăm? Ce valoare ai avut tu? Spune eu, nu bani. Și acum te rog frumos să mă asculți cu atenție. Știi ce valoare aveai? Tu de la tine nu puteai să ierți. Eu de la mine nu puteam să iert. Suntem limitați în a ierta, mă, fraților. Și... Pusese Dumnezeu atâta putere în tine și în mine de a ierta, că ăla dacă strângea 10 palme, a doua zi aveai puterea să-l ierți. Deci, bă, nu știu ce am, dar l-am iertat. Și chiar l-a iertat. E, valoarea asta, puterea asta, nu era decât dată de la Dumnezeu. Și tu, pentru că te-ai îndepărtat de Dumnezeu, ai pierdut valoarea asta. Dacă se pune ăla în genunchi în fața ta și nu-l mai ierți. Dacă îți face ăla palat și nu-l mai ierți. No, nu-l iert. Cunosc pe cineva care s-a dus să-și are iertare. Mă, iartă-mă, nu știu ce. Și a zis ăla, da, te iert. Dar cu o condiție, că era și comitetul acolo. Și zice, numai dacă te pui în genunchi în fața mea. Și ăla zice, frate, m-am pus în genunchi doar ca să-l câștig pentru biserică și pentru asta. Și tot nu l-a iertat. După un timp a zis, da, dar mi-am adus aminte că mi-ai făcut ceva. Și cu alte cuvinte ar fi vrut din nou să se pună în genunchi. Fraților, noi avem credință câtă vreme există în noi milă, atât pentru cel căzut, milă pentru cel care și-a risipit valorile care i le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu să umple viața noastră cu credință, pentru că dacă există credință în viața noastră, avem și milă față de cel căzut. Avem și milă față de cel care nu se mai comportă cum trebuie. Dacă sunt pline bisericile noastre, vă spun eu de ceea ce sunt pline bisericile. Și nu mi-am propus ca această predică să fie o critică, ci doar un duș rece în care să ne trezim și să ne dorim cu adevărat credință sfântă. Dacă sunt pline bisericile, sunt pline de oameni care știe să critique. De oameni care știe să acuze.
de oameni care să analizeze. Știu eu de ce a ajuns în situația asta. Bă, oameni buni, noi nu suntem chemați la lucrul ăsta. Noi suntem chemați să manifestăm puterea credinței care există în noi, care ne-a fost turnată prin Duhul Sfânt, și semnul, raportat la acest cuvânt, semnul că eu am credință, e mila care trebuie să o manifest față de cel de lângă mine. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Se vede credința, da, prin mila pe care o manifestăm. Doi, credința ta și credința mea trece peste obstacole. Trece peste obstacole. Vă rog frumos să fiți atenți ce urmează să citesc. Spune că ăștia patru, cum l-au luat pe ăsta pe targă? L-au luat pe targă pe patul ăla pentru că, clar, era paralizat. Și credeți-mă că știu bine ce înseamnă un om paralizat. Nu am văzut neapărat la spitale. Înainte să văd la spitale, am avut eu. Pe tatăl meu, până să moară, a stat foarte mult timp, dacă nu greșesc, undeva la 6 luni de zile, paralizat la pat. Trebuia să-l iau eu. Pe atunci aveam 13, 14 sau 15, nici nu mai știu cât. Oricum aici, între 13 și 15 ani, îl luam eu și vă rog să mă iertați că spun expresia asta și îl duceam la toaletă. Foarte greu era pentru el. Îmi aduc aminte că de fiecare dată el spunea în felul următor. N-a fost el un mare credincios, dar el spunea în felul următor. Doamne, cât mă mai ții? Mai bine ia-mă. Am ajuns o povară pentru copilul ăsta, eu fiind un copil pe vremea de atunci, să se chinuie copilul ăsta cu mine, că eu îl luam, vă rog să mă iertați că spun lucrul ăsta, dar ca să înțelegeți cât de grav era ăsta. Îl luam, repet, iertați-mă că spun, îl băgam la toaletă, la bloc stăteam, și stăteam cu el acolo, înăuntru, pentru că nu putea, omul fiind paralizat, nu se putea ține. Și eu îl sprijineam și eu făceam tot ce trebuia acolo, ați înțeles? Ăsta, nemai putând mișcându-se, eu am înțeles, de asta v-am dat exemplul ăsta, am înțeles mai bine poate decât oricine dintre voi ce înseamnă un om paralizat. Pentru că am avut în familie lucrul ăsta. Neputând să se miște omul ăsta, ăștia patru au zis, îi punem la dispoziție o targă, o rogojină și așa mai departe, și toți patru ne punem la cât un colț și îl purtăm noi. Bun. Când s-au dus, cum e aici la noi ușa, a văzut oameni. Acum dați-mi voie să vă spun ceva. Tare, tare încăpățânați oamenii ăștia, ca să nu spun altcumva, care erau în fața ușii la Domnul Iisus Hristos. Bă, vezi un om bolnav, paralizat, și nu te dai la o parte? Da, intră, te rog frumos, intră. Bun, primul obstacol care l-au întâmpinat oamenii ăștia au fost oamenii. Oamenii care existau. Deci ăștia patru, primul obstacol pe care ei l-au, barieră, cum vreți să-i spuneți, au fost oamenii dinaintea ușii. Îți dai seama câtă credință ai și câtă credință am, câtă credință avem toți. Atunci, în momentul când vor veni oameni care să ne fie ca obstacole în viața noastră de a merge la Iisus, noi trecem peste obstacolele astea. Să zică careva, amin. Amin. Uitați-vă, sunt poate cu noi oameni tineri, băieți și fete. Și tu vei dori să te pocăiești sincer, să te duci la Iisus Hristos sincer. Îți spun că vor fi oameni care vor dori să te împiedice. Dar de ce te pocăiești tu acum? Că ești tânără. De ce te pocăiești tu acum? Îți pui sacul în cap, nu te mai poți îmbrăca. Pentru că nefericită e ziua aia când noi pocăiții din România am limitat pocăința noastră, dar la felul cum să ne îmbrăcăm. Repet încă o dată, contează cum ne îmbrăcăm ca pocăiți, contează. Numai că nu am fost, nu sunt și nici nu voi fi niciodată de acord ca o fată, ca și un băiat să vină în biserică îmbrăcată, dezmățată. Nu despre asta vorbim. Dar oamenii care nu au avut ce să predice de aici au axat numai baticul și fusta femeii sau a tânărului. Și ea vrea să se pocăiască. Și cei din fața de la ușă zice, pe ce să te pocăiești? Că dacă te pocăiești, nu mai poți să te îmbraci, că ai văzut? Predicatorii spun lucrul ăsta. De ce să te pocăiești? Că ești tânăr, ești tânără. Și dacă o sunt pe ocolite, n-are niciun farmec. Că ăsta sunt, obișnuiți-vă cu mine.
Mă gândesc că Spurgeon într-una din predicile lui și avea în biserică numai doctori, ingineri și oameni înțelepți. Și la un moment dat, știți cum i-a făcut pe oamenii ăștia? A zis, aici sunt oi și capre. Și mulți dintre voi sunteți capre. Să spui la un inginer, la un doctor, așa e o mare jignire. Eu mă întorc la cuvânt. Întorcându-mă la cuvânt, spun în felul următor. Chiar dacă oamenii spun despre noi că noi suntem cu sacul în cap, uneori au dreptate, mă frate. Pentru că noi pocăința, noi mântuirea am limitat-o doar la nenorocitul ăla de batic. Noi pocăința am limitat-o doar la nenorocita aia de fustă, câți metri să aibă sau centimetri să aibă. Pocăința e mai mult de atât. Pocăința e mai mult de atât. Pocăința e mai mult de atât. Am limitat-o dacă are voie să dea cu pieptul nou în cap sau nu are voie. Și toate lucrurile astea. Ori ăștia au zis, noi vrem să ducem la Iisus pe asta. Domnul. Oamenii i-au pus obstacole, i-au trecut de obstacol pentru că un om cu credință, uitați-vă, un om cu credință, oricare ar fi obstacolul care ți-l pune cineva în a sluji, tu treci peste obstacolul ăla. De ce? Credința din tine te face să lupți mai departe. Și Dumnezeu să ne ajute. N-ați găsit de ăștia în familiile voastre? Care nu v-a spus de esteticul vostru. Și acum uitați-vă cu atenție ce vreau să vă spun. Și meditați cu atenție la ce vreau să vă spun. Sunt oameni în familia noastră când vrem să luăm serios pocăință. Și vin cei din familie. Ăștia pe care eu am zis din fața ușii. Hai, dar nu-i fi tu mai pocăit, mai pocăită ca... Acum te rogi. Lasă mai ușor cu rugăciunea. Acum citești Biblia. Lasă mai ușor cu cititul Biblia. Acum te-ai găsit tu să mai faci și milostenii. Hai, lasă mai ușor, că nu fac mulți în orașul ăsta, în țara asta. Te-ai găsit tu acum să te duci de două ori pe săptămână la biserică, marțea și sâmbăta. Păi și ce facem? Cu ce trăim? N-ați găsit oameni de ăștia care caută să ne împiedice? Ori un om cu credință, și mă rog lui Dumnezeu ca acel om, femeie cu credință, să fii tu cel care urmează să spun despre tine acum. Tu cu credință treci peste obstacolele astea. Numit oameni. Al doilea obstacol, au ajuns cu el sus, s-au suit acolo sus și obstacolul a fost când citiți acolo și când v-am citit că au dat acoperișul la o parte, să nu credeți că era acoperișe cum sunt la noi, în două ape. Cei care lucrați știți ce înseamnă, dar nu trebuie să fim constructori, știm, în două ape sau patru ape sau așa, nu. Acoperișul era pur și simplu plat pentru că ei tinde de vară, dar la ei și iarna se făcea lucrul ăsta, îl foloseau ca o terasă. Uneori, noaptea, când era foarte cald, dormeau acolo. Și atunci, ei aveau niște bârne, punea acolo pământ și ce mai puneau ei și ăla era acoperișul și l-au dat la o parte. Primul obstacol aia au fost oameni. Al doilea obstacol a fost tavanul. Dă-mi voie să fac un... Pare cumva așa filozofie ce spun. Treci de obstacolul ăsta. Ți se pare că rugăciunile tale se opresc doar în tavan. Dărâmă și tu tavanul ca alții. Amen. Prin ce? Prin credință. N-ai avut impresia că rugăciunile tale și-au spart capul de tavan? De multe ori? Pentru că n-ai avut credință. N-ai observat lucrul ăsta. Te-ai rugat să-i simți că rugăciunea ta și-a spart numai capul de tavan. Pentru că n-ai avut credință. Pentru că n-ai avut credință. Ori un om cu credință trece peste obstacolul ăsta. Dacă simți că tavanul îi piedică pentru tine și nu trec rugăciunile de tavanul ăla, înțelege mai mult decât pot eu să spun acum. Fă și tu ca oamenii de altă dată. Dărâmă tavanul ăla. Ca să ai cale liberă spre Iisus Hristos. Și al treilea lucru, ce a fost, dacă casa asta ar fi fost al lui Petru, ca și a Domnului Iisus, dacă ar fi fost, n-are importanță, zic, mă, noi stricăm aici tavanul la om. Dar omul rămâne cu casa așa? Ce credeți, v-a rămas cu casa așa? Practic nu mai putea să doarmă acolo. Și ei fiind patru, au spus-o mai mulți comentatori și eu sunt de acord cu lucrul ăsta, că ei patru au zis, mă, noi dărâmăm casa asta, dar noi, tavanul, vă rog să mă iertați, dar noi punem din buzunarul nostru, fiecare punem și vom plăti să reparăm tavanul ăsta, pentru că un om cu credință, uitați-vă, are milă,
Foarte bine. Trecem peste obstacol, obstacolul oamenilor, obstacolul tavanului, dar și obstacolul numit financiar. Bună-i credința. Până-i vorba de banul nostru. Ați băgat de seamă? Voi înțelegeți ce vorbesc aici? Bună-i credința! Până ne pune credința asta, să cheltuim din buzunar. Un om cu credință, oricând și oriunde, va cheltui pentru Dumnezeu. Ziceți amin. Zice, mi-am luat mașină bună. V-am mai spus eu povestea asta. Aș putea să reactualizez cu povești din zilele noastre în care trăim. Își luase mașină și până să-și ia mașina, a zis, frate, fii atent. Dacă mă ajută Dumnezeu să-mi iau mașină, dar nu te-i duce eu în toată România. Eram în România ani în urmă când nu aveam mașină. Eu te duc în toate lucrările din România. Și zis și făcut. M-am dus el odată de 2, 3, 5 ori, după care a venit și a spus... frate, știi, eu nu mai pot să te duc. De ce? Păi da, mașina mea, eu cheltuie, eu fac, deși se plătea transportul și așa mai departe. Adică vreau să-ți spun ceva, un om cu credință nu mai are, iertați-mi expresia asta, nu mai are arici în buzunar când e vorba că trebuie să cheltuie pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să zic careva, amin. Amin. Pentru el nu mai contează. Ăștia patru, repet, nu am nicio confirmare că ar fi fost neam. Când îi neam, mă, e normal, cheltui și eu de la mine. Să-l duc la spital, să vorbesc, să nu știu ce. Când e, ce știu, tată, mamă, văr, unt, mă, cheltui și eu. Dar nu spune Biblia că ăsta, bonlavu, ar fi fost neam cu ăia patru. A trecut de primul obstacol numit oameni. A trecut de al doilea obstacol numit tavan. Și a zis... Noi, după ce se face lucrarea asta, va trebui să refacem tavanul. Cu ce? Cu bani. Care bani? Ai noștri. Băgăm mâna în buzunar. Pentru că un om cu credință nu mai are piedică când e vorba de bani. Zice, aș veni, mă, de două ori la biserică. Oriunde. Poate nu e neapărat pentru noi de aici. E pentru cei care poate sunt cu noi la internet. Ar veni de două ori. Dar știu că eu stau undeva, n-am mașină și trebuie să plătesc, nu știu, taxi, trebuie să plătesc microbuz și așa mai departe. Când e vorba de Dumnezeu, ce mai contează? Un leu în plus sau un minus. Un om cu credință trece și peste obstacolul ăsta. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Și ultimul lucru. Dincolo de faptul că credința noastră care trebuie văzută prin milă, trebuie văzută prin faptul că trecem peste obstacole, ultimul lucru pe care îl avem ăștia, unde s-au oprit ei? Când l-au luat pe ăla de acolo, poate de acasă de la el, au mers, unde s-au oprit? Când s-au oprit ei? Ajutați-mă ca să pot să continui predica, că de voi depinde continuarea predicii. Unde credeți că s-a oprit? Numai în fața Domnului Iisus Hristos, numai în prezența Domnului. Adică orice s-ar întâmpla, voi nu vă opriți decât în fața Domnului Iisus Hristos. Voi nu vă opriți nici dacă oamenii nu sunt cum trebuie și dacă întâmpinați tavane și dacă întâmpinați, eu știu, situații când trebuie să cheltuiți. Noi nu ne oprim. Pentru că oamenii ăștia ne-au dat un caz clar, un exemplu clar. Ei s-au oprit numai cu omul respectiv unde? În prezența lui Dumnezeu. Amin. Acum vreau să personalizez pentru biserica de loc și nu numai pentru voi, pentru și cei care sunt cu noi. N-ai vrea tu, începând din momentul de față, să fii unul de ăla care să... Îi iei pe aia, oamenii din orașul ăsta și nu numai, să fii ca aia patru care să-l duci pe omul ăla cu problemă în prezența Domnului. Să-l porți și dacă e cazul să treci cu el peste obstacolul oamenilor, peste obstacolul tavanului și peste obstacolul numit financiar. Ăștia și-au cheltuit timpul, și-au cheltuit banilor, și-au cheltuit... toate celelalte lucruri și nu s-au oprit decât în prezența Domnului. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru după care mă apropii de încheiere. Stația finală a noastră cu credința noastră nu e decât în prezența Domnului. Când vom ajunge la Domnul, atunci încetează credința noastră. Până atunci manifestăm credință. Avem credință în Dumnezeu și prin faptul că noi avem credință se va vede prin mila noastră, se va vede prin faptul că noi vom trece peste obstacole. Deci aș mai veni mă la biserică, dar am obstacolul ăsta.
Nu. Un om care are credință trece peste obstacol. Aș veni mă la biserică, aș veni la Dumnezeu, dar am obstacolul numit boală. Am obstacolul numit nu am cu ce să ajung. Am obstacolul numit familia nu mă lasă. Am obstacol numit prietenii mei îmi va bate obrazul. Te-ai dus acolo, mă? Pe toate astea, pentru un om cu credință, credința, ce am spus și învățăm predica în seara asta, credința îți dă aripi să treci peste toate obstacolele pe care le-ai în viață. Poate că tu nu ai obstacole de natura asta. Uite ce obstacole ai. Și vă rog frumos să vă uitați la mine ce vă spun. Atât voi cei care sunteți aici, pentru că n-am încotro, vouă vă predic. Deocamdată vouă vă predic și celor de la internet. Poate că ai un copil care a luat o razna, cum nu trebuie. Și asta e un obstacol pentru tine pentru a fi pocăit cum trebuie. Treci și peste obstacolul ăsta. Eu dacă am copii cum nu trebuie, asta nu mă face să dau înapoi în a nu fi cum trebuie pocăit. Din potrivă, mă motivează și mai mult să mă pocăiesc. Pentru că imaginați-vă, uitați-vă la mine ce vă spun. În momentul când familia nu-i mai cum trebuie pocăită, familia din punct de vedere spiritual se bazează doar pe mine. Uitați-vă bine la mine ce vă spun, luați aminte ce vă spun. Familia aia se bazează doar pe tine. Și dacă tu cetezi cu credință, se duce de râpă toată familia. Tu rămâi stâlp acolo din punct de vedere spiritual, pentru că datorită ție tu ai credință și treci peste obstacolul ăsta. Nu-ți convine, nici mie nu-mi convine ce fac cei din neamurile mele. Nici mie nu-mi convine. Dar un om cu credință trece peste orice obstacol. Nu vă cer să ziceți amin. Propuneți-vă, oricare ar fi obstacolul care ar vrea să te oprească, tu nu realizezi că viața, diavolul, ce știu eu, cei din familia ta, ei nu realizează lucrul ăsta. Dar ei fac lucrurile în așa fel încât să-ți ia ție puterea de a mai fi pocăit, puterea de a te mai ruga, de a mai posti, de a mai dărui, de a mai veni la biserică, de a fi pocăit așa cum trebuie. E un obstacol, nu-i nimic. Nu te mai complica să te ceri cu ei. Rămâi credincios, pentru că am spus că omul cu credință trece peste obstacolul ăsta. Ziceți amin. Poate că n-ai un copil care a luat o razna. Poate că ai o nevastă care nu te înțelege. Poate că ai un bărbat care nu te înțelege. Poate că ai un unchi, un frate, un văr, un nepot. Eu vorbesc celor de aici și vorbesc și celor care sunt pe internet. Ascultați-mă ce mă îndeamnă Dumnezeu să vă spun. Un om cu credință va ajunge în cer câtă vreme aici pe pământ trece peste toate obstacolele. Frate, o las baltă cu pocăința. Nu. Nu lăsa baltă cu pocăința și mai ales cu credința pe care ți-a turnat-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața ta. Pentru că am spus în seara asta, uitați-vă aici, o puteți lua. Am spus în seara asta că un om cu credință trece peste obstacol. Și noi suntem chemați, dacă vreți, să fim atleți. Nu știu dacă știți, există în sportul ăsta numit atletism, care aleargă, există un sport care e 100 de metri garduri sau ceva de genul ăsta. Ei aleargă, li se pune în față câte un obstacol și îi sărbe. Ei, cam așa suntem noi. Noi suntem, dacă vreți, alergătorii lui Dumnezeu care ni se pune în față fel și fel de obstacole. Și repet, obstacole din familia noastră, obstacole din neamul nostru, obstacole financiare, de sănătate, de muncă, de toate astea. Dar noi, așa cum fac atleții din sport, tot așa și noi. Noi sărim în numele Domnului peste obstacolele respective. Să ziceți amin. Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Amin. Trebuie să vadă Iisus în seara asta la noi credință, cum a văzut la aia 4. Amin? Și credința asta va genera în noi milă. Și spuneam eu, atât mila care trebuie să o avem din punct de vedere material, financiar, dar în mod deosebit și mai mult de atât în mod spiritual. Dacă până acum ne-am ocupat să criticăm pe cei care erau căzuți, de acum asemănăm cu samariteanul de altă dată. Ne este milă față de cei căzuți, pentru cei căzuți. Ziceți odată amin. Dacă până acum disprețuiam pe cei care risipeau valorile lui Dumnezeu, de acum nu-i mai disprețuim și facem ca tata de altă dată. Ne deschidem brațele pentru că tata zice că i s-a făcut ce? Ziceți voi? Milă. Ăștia patru
A văzut la ei Iisus Hristos credință pentru că ei nu s-au oprit la obstacolul lumea care era în fața ușii. Nu s-au oprit la obstacolul numit tavan. Nu s-au oprit nici la obstacolul numit ban, pentru că a trebuit să bage mâna în buzunar să plătească după aia tavanul respectiv. Și ei s-au oprit decât în prezența lui Dumnezeu. Noi ne vom opri doar când vom ajunge în cer. Hai să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru tot.